Rămânem în lumea artei, acolo unde istorie multă, frumoasă și bună se scrie la teatru fără nume. În continuare discutăm despre o premieră superbă cu un titlu sugestiv, Genușăreasa. Deci nu este Cinderella sau Cendrillon, da, pe care o cunoașteți în mod obișnuit. Detalii însă despre acest spectacol ne vor oferi invitații noștri din această dimineață, Nicu Țărnă, director general al Centrului de Cultură și Artă Ginta la tine, unde activează și Teatru Fără Nume. Nicu, bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Alături de noi este și protagonista spectacolului Genușăreasa, Gianina sau Cristina Lungu. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Așadar, mi se pare cumva firesc să aveți emoții înainte de o premieră, dar mie mi se pare cumva că acest spectacol trebuie să genereze alte trăiri, pentru că e un spectacol absolut diferit de ce cunoaștem noi. Așa e, e ceva deosebit, de-aia și am ales acest material, chiar dacă toată lumea ne întreabă, e Cenușăreasa aia de care știm noi, a lui Charles Perrault? Nu, dar e același subiect, adică la bază stă aceeași formă. Ea, fetița fără mamă, cu doar cu tată, o mamă vitrigă cu două fiice, un prinț, bineînțeles, și iată o altă situație care vă invităm azi la 19 și mâine, adică 15-16 aprilie, la 19 la Teatru Fără Nume, în incinta Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, unde o să ne vedeți. Eu de data asta sunt în afara proiectului, voi gestiona lucrurile, așa. Dar actorii, iată, Cristina și colegii noștri vor povesti această istorie inedită scrisă de un autor francez, Joël Pomrat, și mă bucur foarte mult că în pauză discutam că tu l-ai văzut în Franța. Da. E un autor și un regizor francez modern, viu, peste câteva mii de kilometri de noi. Poate o să reușim într-o bună zi să-l invităm să ne vadă și pe noi cum e, că din câte știu eu am mai studiat, e prea puțin Pomrat prin spațiul nostru. Și din motive de drepturi de autor, că am reușit așa puțin să transpirăm la acest capitol, dar am reușit și totul este ok. Iar asta e cel mai important. Cel mai important, pentru că dacă vrem să trăim într-o lume civilizată, da, cu toate problemele din zona, că e trist ceea ce se întâmplă, trebuie să fim în rând cu toată lumea, să respectăm regulile, pentru că ele sunt foarte corecte, da, și dacă vrem pe noi să ne primească, să ne vadă, să ne accepte. Deci trebuie să noi să acceptăm alte reguli. De știi cum e. Mi se pare și un raport absolut firesc și normal. Cristina, cum e să fii Gianina? Și întreb acest lucru pentru că vreau să aflu dacă e o onoare sau e o responsabilitate mai mult faptul că ai primit acest rol. Sigur că da, sunt ambele părți. Eu am fost surprinsă plăcut atunci când am primit acest rol. Eram foarte emoționată de la început, căutam cât mai multe aspecte ca să pot da această istorie, să ofer, pentru că e ceva deosebit. Într-adevăr, Gianina și-a pierdut mama, a rămas doar cu tatăl și a ajuns să-și dea ei să-și dea o responsabilitate de a asuma lucrurile. Da, da. Și a încercat de fapt să-și facă rău sieși. Și acesta este un lucru dificil. Pentru că în povestea originală, Cenușăreasa, noi cunoaștem ca o prințesă, cu toate că ea acceptă să facă munca dificilă, munca grea. La pe care... negru. Da. Dar în acest caz, ea sigur că da, muncește, dar Eu am senzația că rolul Gianinei este sinonim cu sacrificiu și cu dăruire necondiționată. Eu am senzația că majoritatea spectatorilor vor trăi un sentiment de dilemă, că vor vrea și să plângă, vor fi consternați, va fi un amalgam de emoții acolo în sală și sunteți pregătiți cu siguranță de această reacție. Nicu, vreau să întreb totuși de ce acest spectacol este cu 14+. Pentru că este un spectacol modern din punctul de vedere, nu neapărat că ar fi elemente erotice sau altceva, dar este un material care nu toți copiii l-ar înțelege, da? Pentru că e o altă prințesă, da? E o altă Cenușăreasă, e un alt prinț.
Autorul a zis că este o antipoveste, nu în sensul că e ceva urât, dar este în contradicție cu regula clasică a poveștii care o cunoaștem noi, cenușăreasa, da, unde toți așteaptă un final și mămicile vin cu fetițele lor să vadă o prințesă cu într-o rochie absolut fantastic, desclipitoare și... aici e altă parte, deci noi venim altă latură. Să vă povestim acum spectacolul? Nu cred că nu trebuie cred să stricăm din enigma. Dar că vedem enigma. Acum trailerul la televizor. Deci vreau să vă spun doar atât, că prințul e și el un personaj absolut deosebit în această piesă, ca și Janina, da? Și de aia ei se găsesc undeva. Mai multe detalii nu pot să vă dau. Mihai Țernă este regizorul acestui spectacol și trebuie să menționăm că el a avut această inițiativă. Și chiar dacă mulți ne-ar întreba de ce azi, în 2022, luna aprilie, cu acest război absolut stupid și multe altele în post-pandemie, de ce ne-ar trebui o poveste de asta? Pentru că ea este despre viața noastră, despre eșec și vis, despre... pentru că mai sunt și alte personaje foarte importante în acest spectacol. E tata, mama vitregă, Zina cea bună, care o să vedeți de fapt cine este ea în realitate. Mă rog, sunt niște chestii. Vreau să întreb dacă este un dovleac care se transformă în trăsură. Da, eu la urmă apar un dovleac mare. Apropo, distribuția este un proces foarte complex, e foarte complicat. A fost ușor pentru Mihai, apropo, să decidă ce, cum, unde? Păi, în mod normal, atunci când iei o piesă să o descoperi, da? În primul rând te gândești dacă avem actorii respectivi. Așa. Da, și actorii respectiv erau, el i-a văzut, el a zis, uite, eu te văd aici, eu te văd aici. Cristina și încă doi colegi de ei, Mihaela Popescu și Daniel Brânză, sunt proaspeți veniți actori în teatru la noi, absolvenții Academiei de Arte, da, clasa doamnei Cozaru, și în mod normal că trebuie să implicăm în materiale noi și așa mai departe, chiar dacă ei s-au mai implicat în spectacole mai vechi, undeva s-au introdus, dar știi cum, tu vii pe un rol deja făcut și e mult mai frumos, mult mai, nu știu cum să-i spun, creativ. Și un examen. Da, atunci când tu o iei de la zero și o faci, atunci noi că l-am copt, de fapt, prin decembrie, ianuarie și astăzi, în aprilie, înainte de Paști, știi că săptămâna viitoare e una dificilă, toată lumea e cu alte gânduri. Și am zis, și în contextul ăsta am zis că acest material unde noi trebuie să vedem frumos în absolut tot. Deci lumea așteaptă minuni uneori să cadă din pod într-o formă absolută, cum zicem noi. Pe când sunt lucruri foarte frumoase și importante, în lucruri mici, mărunte, simple, pe care noi poate deseori le trecem cu vederea, da? Genușăreasa, mai bine zis, este despre asta. Este despre că nimic nu este neimportant în viața asta. Totul este foarte important, doar trebuie să fim atenți și să auzim, să ascultăm și să vedem. Și atunci o să ne dăm seama că lucrurile sunt foarte frumoase. Și viața în fiecare zi e foarte frumoasă. Cu siguranță sunt motive pentru a fi fericiți. Despre dramaturgul Pomra se spune că el abordează niște subiecte foarte bine ancorate, anume în cotidian, în actualitate. Deci el pune în scenă ceea ce trăim noi zi de zi. Vreau să te întreb pe tine, Cristina, ce lecții ai învățat de la acest rol, de la Janina ce ai învățat? În primul rând, că trebuie să trăim prezentul. Pentru că Janina, ea își imaginează că este cu totul în altă lume. Ea întotdeauna și încearcă să se abată de la realitate, făcând curat și alte chestii ce ține de casă. Dar reușește totuși să vină o zână care să încerce să o aducă la lumea reală și ea, de fapt, își dă seama cât este de important să trăiești, pentru că atunci când înțelege de fapt că mama ei și-a dorit ca ea să ducă o viață frumoasă, fericită, atunci ea își asumă acest lucru și vrea să lase trecutul în urmă, încearcă să-i transmită acest lucru și prințului.
Și astfel este aici apare ceea ce este frumos, de fapt, viața reală. Cât de frumos, apropo, acest spectacol e organizat cu susținerea Alianței Franceze și Alianța Universitaire Française, Ambasada Franței. Cât de importante sunt astfel de parteneriate? Sunt foarte importante, mai ales în zilele noastre, atunci când lucrurile și financiare și economice stau... Arta, din păcate, că tot azi e ziua arte, da? Da, ziua mondială a artei. Ziua mondială și cultura, din păcate, este uneori lăsată așa, hai că o să, data viitoare o să discutăm, că avem lucruri mai importante. Nu cred că există lucruri mai importante decât să investim în cultură, în artă, pentru că asta este, de fapt, felul nostru de a fi. Că un drum îl facem. Dacă o să avem multă cultură în noi și drumurile să fie altfel. Lumea nu vede că... E o sinergie. Mă rog, absolut, absolut, da. De-aia, sigur că partenerul nostru, care ei sunt în sediul nostru, în Centrul de Cultură și Artă Ginta Latina, de ani buni și mulțumim cu această ocazie atât Alianța Franceză cât și Ambasada Franței pentru susținere, mai ales că Pomra este un autor francez, regizorul Mihai Țărnă tot este cumva un autor, un regizor francez, da? Așa. Dar de al nostru, de aia este binevenită și noi avem un acord în acest sens de a colabora, de a avea, de a povesti istorii franceze publicului din Republica Moldova, noi fiind un stat francofon oficial. De aia, nu cred că nu o să mai avem, uite, eu tot cu negarea, o să mai avem proiecte de genul ăsta. Dar nu ne zic multe, că nu. Vreau să vii mai des. Da, sigur. Sincer, da. Chiar aștept să văd actorii de la Teatru Fără Nume mai des aici în studio, pentru că știu că aveți tare multe, aveți multe surprize pregătite. Noi să vă povestim atunci când o să plecăm la festivalul Shakespeare de la Craiova. Așa. În luna mai, pe 28 mai avem un eveniment foarte important pentru noi. Pandemia, din păcate, ne-a mutat că trebuia asta să se întâmple în 2020, dar asta au fost lucrurile. Așa. Și un mare, mare eveniment pentru un succes enorm pentru teatrul nostru este o premieră absolută și un turneu la Teatrul Național din București. Jucăm în sala studio piesa Furtuna, spectacol Furtuna, regia lui Mihai Țărnă cu Vitalie Rusu și cu toți noi ceilalți care... Dar despre asta discutăm aparte. Discutăm aparte, mai aproape. Așa, ca să vedem cum derulează pregătirile, să veniți aici să ne povestiți despre câte emoții puneți acolo în bagaj și foarte cu ce intenție ați să veniți. Multe. Între timp, eu vă mulțumesc tare mult că ați găsit timp în această zi de examen în fața spectatorilor. Mult spor pentru această seară, iar pe dumneavoastră vă invităm la un spectacol absolut inedit, rupt din rai la propriu, Genușa Reasa, la Teatru Fără Nume. Alături de noi a fost Nicu Țărnă, directorul general al Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină, unde activează și Teatru Fără Nume, și Cristina Lungu, actriță și protagonistă în cadrul spectacolului Genușa Reasa.